Salutare vulpițelor și vulpișorilor! Suntem aici alături de membrii Easy Clan în paradisul animalelor, care o să fie o nouă serie și o avem aici pe Lavinia. Salut! Pe Nociv. Salutare! Marius Costin. Salutare! Pandalinu. Bună ziua! Și ne mai lipsește un membru, dar vine și el, este pe drum. Nu uitați să susțineți această serie. Și eu unde-s Foxy? Ah, și Houdini! Salută-i, Houdini! Salutare! Și mai este și Cătălin Ursul, fratele lui Oviță. Nu uitați să susțineți seria asta apăsând butonul de like, share și subscribe și vă mulțumim! Pa, pa! Salut! Astăzi o să-mi construiesc și eu casa în paradisul animalelor și nu o să fie orice casă. Adică o să fie o casă total neobișnuită, o să fie, zic eu, cea mai tare din paradisul animalelor, o să fie o cană de cafea Creeper, o să vedeți și o să locuiesc în ea, o să-mi pun și cafeluța de dimineață, să fiu așa foarte energică, foarte, foarte, foarte așa energică, cum o știți voi, vulpițelor și vulpișorilor. Astăzi este și Houdini cu mine ca să mă ajute să-mi dea indicații. Salutare! Să vedem cum să construim această cană super, super tare! Da, trebuie să-i facem căsuța Creeper! O să fie super și mai chiară. Hai să le arătăm care este proprietatea mea. Deci aici este toată proprietatea vulpiței, unde vedeți cât vedeți cu ochii. Plus golful de lângă cu broaște țestoase. Exact, ia uite băi. Vulpița și vulpișorul se numesc broaștele mele țestoase. Foarte drăguțe, foarte simpatice, au golful lor propriu. Drăguță! Și practic Foxy o să-și facă căsuța aici undeva sus, unde este tăblița asta. Tăblița asta va dispărea și va apărea aici o căsuță. Acum trebuie să te gândești, Foxy, cum vrei să fie cu vederea. Cu vederea spre căsuța mea încolo sau cu... în ce parte vrei să fie vederea? Cu vederea spre căsuța ta, spre golf, implicit. Am înțeles, deci vrei cu vedere spre golf. Nice, nice, nice. Adică așa cumva să fie, adică nu? Adică vreau să ies din cana mea de cafea și să mă uit la broaștele mele țestoase. Super tare, nice. Păi atunci trebuie să scapi de ăsta, bam, bam, bam. Și să înceapă nebunia, nu? Și de iarbă, că uite ce multă iarbă este aici. Da, stai că ești pe creative, stai așa să te pui pe, pe survival, nu? Păi da, trebuie să muncim de adevărat, Elia. Așa, bun. Și trebuie să bagi niște morcovețe, că ești cam low. Mergeam niște morcovi. Abia aștept să-mi construiesc cana de cafea și să locuiesc în ea. Asta e că ai și materialele aici puse. Ia uite ce o de materiale. O grămadă de materiale. M-am chinuit să adun toate aceste materiale. De asta a durat atât de mult să-mi fac căsuță, dar într-un final am reușit să-mi fac rost de tot ce aveam nevoie și în episodul de astăzi o să-mi creez casa împreună cu voi și cu Houdini. Adevărat, bun. Păi atunci lasă că iarba oricum o să fie scoasă după aceea, că dacă pui pe ea dispare automat, știi? Ok, deci cu vederea spre golf. Deci cu vederea spre golf, ceva de genul ăsta ar veni. Deci cam așa s-ar putea, nu? E bine așa? Da, deci practic aici e spatele și în partea cealaltă e fața. Păi aici e fața, uite, în partea asta, nu? Da. Așa, bun. Ok, no, hai să vedem. Păi, nu știu, zic să pui undeva la 3 blocuri, ceva 1, de genul 2, ăsta. 1, 2, 3, poate chiar mai mare. Vreo 6 cred că vine. Păi nu, mă gândeam așa să fie 3 într-o parte. Așa. După aceea să mai fie încă, ia să vedem, 1, 2, 3, 4. Houdini, dar se întunecă, mă prinde noaptea. Nu-i mai Foxy. Aoleu, stai că ăsta se sparge greu. Mă, ce greu se sparge. Mama mia, trebuia un pickaxe ceva. Dar n-am la mine. Lasă că o să sparge și cu mâna. Ia stai așa. Time, set, day, nu? Da, să avem lumină, să putem vedea ca lumea cum se construiesc. Deci ar veni 1, 2, 3, după aceea 1, 2, 3, 4. Așa zici tu că e bine? Și încă 1, 2, 3, da, ceva de genul ăsta. Mamă, nebunie! Parcă începe să arate a Creeper, nu? Hai că arată a Creeper, e doar o singură linie. Imagina, deci la sfârșit o să iasă ceva super tare, am o viziune foarte mișto, vreau să am o casă, creeper, cană de cafea în care să mă bălăcesc.
O să iasă super șmecheră, o să vezi, Foxy. Da, să vedem, super curioasă ce o să iasă. Este și Houdini aici să mă îndrumă exact ce am de făcut, pentru că el este constructor șef. Da, sunt constructor șef, nimeni din odă cu mine. Stați liniștiți, ia uite, cam așa ar veni, nu? Parcă deja începe să se vadă fața creeperului. Se semene a creeper, nu? Mie așa mi se pare, sincer. Eu cred că vulpițele și vulpișorii au aici o imaginație foarte bogată și ei deja își imaginează cum arată o față de creeper și cum o să-mi arate mie căsuța cană de cafea. Cu siguranță, îți dai seama. Așa. Oare aici acum venea așa ceva, nu? Așa cred și eu. Bam, bam. Nice. Păi deja e făcută o mare parte din căsuță. Da, o să ne uităm după aia imediat de la distanță să vedem cum arată. Momentan construim și vedem ce este. Păi nu? Da, momentan faza e că dacă ne dăm jos de aici, nu o să ne mai putem urca. Și va trebui să, da, va trebui să spargem. Sper doar să pot construi cum trebuie. Nu știu dacă fac exact cum trebuie, dar o să vedem după aceea dacă se iau. Păi lasă că te ajut și eu. Suntem amândoi aici la tastatură și facem să fie bine, nu, Foxy? Păi da. Din păcate, Houdini n-a putut intra în joc, dar mă ghidează. Da, păi suntem amândoi pe același cont și de asta nu prea avem cum să ne jucăm deodată, din păcate. Vreau să pun eu bucata asta aici, eu o să pun. Aoleu, ai căzut, Foxy. Când urma să pun. Vai. Lasă că e bine, că măcar ne uităm să vedem cum arată. Vă puteți da seama că este gura creeperului. Este chiar gura creeperului. Mamă, și aici, bun, așa, deci aici trebuie să fie fața. Păi și ușa, cred că ușa, nu o să fie pe laterală ușa? Cred ba că da. Pe lateral o să fie. Ba da, ba da. Mai degrabă, acum mă gândeam. Clar, pe lateral o să fac ușa. Păi las, uite că punem așa să ne urcăm sus. Și unde venea oare? Ia să ne gândim, aici așa vine negru, nu? Cred că da, ia să ne așa ceva. Dacă ne avem o poză după care da, ne ghidăm. Da, ne ghidăm acolo, sufletește să vedem ce iese. Da, așa cred că vine. Așa ceva, nu? Da. Bun, nice. Păi atunci, op, pe partea asta la altă și hai să mai punem niște verde. Țac, țac, țac. Și trebuie să mă mut pe partea cealaltă, să pun aici verde. Da, mai vine și aici niște verzuliu, așa. Oare aici venea verde? Da, venea cred verde, că nu? Da. Da, da, da. Așa pare, Foxy. Și aici înseamnă că ar veni două negre, nu? Da, așa cred, pentru că aici ar veni ochiul. Aici trebuie să pun iarăși verde. Bun, așa. Păi da. Înseamnă că fața este gata de creeper. Acum trebuie făcută partea asta la altă. Da, trebuie să mă dau cumva fără să cad. Mamă, exact, mamă. Trebuie puse toate bucățile astea aici. Mai trebuie o tură de verde. Încă o bandă de verde sus. La ochi. Ah, da, într-adevăr, ia uite, știe Foxy. Știe vulpița ce știe. Cum să nu? Oare o singură tură vine sau două, că nu-mi dau seama? O tură, pare. Deci doar una zici tu? Da. Ia stai să vedem atunci. Bam, bam, bam. Ne putem duce mai încolo și ne uităm. Așa zici? Așa, o tură. O tură arată bine. O singură tură? Bun. Ok, atunci așa rămâne. Nice. Păi și cam atâta, nu? Cred că e destul de mare. Da, acum trebuie să fac așa cana. Da, exact. Exact, da. Păi de asta zic că nu. Să-i fac construcția, practic. Nu trebuie făcută foarte, foarte gigantă. Niami, deja îmi imaginez cum o să not în cafeluțe sau în ciocolata mea caldă de dimineață în căsuța mea super, super tare. Așa zici, Foxy? Ce mai tare căsuță. O să da. Locuiesc într-o ceașcă de cafea creeper. Da, o să fie super șmecher, o să vezi. Stai că vreau să pun și linguriță. Da, știi care-i treaba? Care? Că aici cred că trebuie să ne dăm jos. Va trebui, da. Ca să putem să facem cafeluța. Ia să vedem. Geronimo! Op! Au! 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 Ți-am zis eu că au. A, uite că ajungi și aici așa. Mamă, super! Vine așa, bam. Și acum ar trebui ceva de genul ăsta făcut. Așa vine pentru cafeluță. Nice. Și ăla trebuie spart de acolo. Mă, uite, se poate pune de jos. Da, super. Ce tare, nu mai trebuie. Mamă, să... Mamă, ce mâini lungi. Da, trebuie să mă mai urc acolo să pun cafeluța. Exact, da, uite, merge pusă chiar de aici.
A, dar trebuie sărit așa și pus din săritură. Nu chiar ieșit. Dar aproape. Păi, fac și niște sport cu ocazia asta. Și sar, mă balansez aici de minune. Fac mușchi frumos acolo la piciorușe, opa. Deci și la mâini. Astea două trebuie sparte acum. Mamă, chiar o să iasă super șmecher. Da. Oare să te urci acolo? Dar oare n-am eu un pickaxe pe aici, Foxy? Nu știu, am putea merge eventual. Ia să vedem, la căsuța mea de apă, că acolo am mai multe chestii și cu pickaxe-ul ar trebui sparte mai repede. Mamă, astea. Mamă, ce te-ai extins, ești aproape de proprietatea mea. Da, am peste tot. Ia uite cum arată căsuța creeper deja. Ce tare arată. Mamă, la tine trebuie să trec prin apă. Stai să vedem că nu mai știu ce am pe aici. Lopată, topor. Numai pickaxe nu am. Am niște lemn aici. Da, niște cobol eventual. Da, ba da, uite, niște cobol. Hai să facem aici un pickaxe de piatră. Sigur, hai să facem ca să mă ajute acolo la căsuță. Păi asta zic, că dacă nu e cam greu. Foarte greu, nu greu, Houdini. Dar abia aștept să-mi fie casa mea gata. Mamă. Așa zici? Da. Hai să vedem cu pickaxe-ul ăsta, ar trebui să se spargă mai repede. Să nu mai pierdem atâta timp. Practic asta mi se potrivește și cu broscuțele din gol. Așa zici? Pe același stil, da. Mamă, altfel se sparge. Mamă, poți să știi, wow, ce mă chinuiam înainte. Și ți le dă și înapoi, super. Da, foarte tare. Super duper, nice. Păi atunci hai să te pui pe undeva pe aici așa. Dar înainte trebuie spart ceala de acolo de sus. Bun. Și ceva de genul ăsta, pam, bam, 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 că de sus se pune da, mai ușor. Da, aia mă gândeam că aș putea să construiesc de sus, că este mult mai ușor decât să mă chinui de jos să-mi întind brațele pe aici. Oi, da, ia uite, de sus merge treaba repede. Cafeluță, ciocolată caldă de dimineață. Aha, miam. Super șmecher arată. Da, abia aștept să îmi pun și lingurița și trebuie să-mi fac. Mamă, vrei și lingurița? Da, și lingurița și vreau să-mi pun și mânere la cană. Ah, ok, cu mânere, cu din alea grele, băi. Deci nu e chiar așa ușor. Pe oare să fie făcut acum și lingurița? Da, am putea. Din ce parte? Aici așa ar trebui undeva lingurița făcută. Ia să ne gândim să vedem cum am putea face o linguriță. Nu știu, din ceva gri, hai să vedem. Cam pe aici ar trebui, nu? Oare în spate de tot sau să lăsăm o pătrățică? Am putea să lăsăm o pătrățică, zic eu. Ia să vedem atunci. Bam, 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 bam. Ceva de genul ăsta. Țac. Ah! Aoleu, piciorușele mele de vulpiță. Mamă mie, ai căzut de la etaj. Trebuie spart este acum iară și pus iară. Nu vine să cred ce-am făcut, domne, ce-am făcut. Domne, ce se întâmplă? Scuze-se dacă seamănă cu o linguriță. Trebuie să ne uităm bine. Da, păi bine, mai e de lucru puțin tel la ea. Unde este griulețul? Așa, bun. Mai degrab zici că e un polonic până acum. Nu o linguriță. Haide, Foxy, că seamănă cu o linguriță. Oare? Nu zici tu că seamănă cu o linguriță? Nu știu, trebuie să văd de la distanță. Da, cred că da. Așa e, așa mi se pare și mie. Cred că seamănă cu o linguriță polonic. Aoleu, așa zici tu că e o linguriță polonic? Parcă, nu știu. Oare dacă vine pus așa, a? Da, seamănă. Nu seamănă cu o linguriță? Ba da, poate seamănă cu o linguriță. Parcă, trebuie să vedem de la distanță, că așa nu-mi dau seama de la apropiere. Așa, cam așa ceva ar trebui aici. Și mai trebuie acum pusă, de fapt mai trebuie puși toți pereții, nu? Păi da, păi vreau să fac doar exteriorul, iar pe episoadele următoare o să fac și interiorul și ce mai trebuie. Am înțeles, stai așa să fie făcut, time, set, day. Iară s-a întunecat, băi, da, vine noaptea imediat. Două zile într-una muncim aici. Mamă, dar fii atentă, Foxy, că acolo nu vrea să se mai pună. Nu știu ce. Oare de ce? Nu știu, n-am idee. Așa, ia uite, mamă, altfel merge așa. Altă treabă, păi cum? Super tare.
Da, chiar că. Cine mai are tavan de ciocolată sau cafea în casă? Eu, numai eu. Nu știu cine, în afară de tine. N-am avut pizza. Așa zici? Da, eu așa zic. Șmecheră rău pe lumea aceasta, așa? În paradisul animalelor. O să veniți la mine acasă ca la muzeu. La muzeu de creeperi. Bam, 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 imediat gata și pereții ăștia. Abia aștept să văd cum arată rezultatul. Așa zici? Wow, abia aștept să intru în casa mea cafea. Eu cred că o să-ți placă. Și eu cred. Te invit dacă te plictisești de corabia ta pierdută mare. La o cafeluță? Poți să vii la mine la o cafeluță. Am înțeles, face sau, cinste vulpița. Sau ciocolată sau orice dorești tu cald. Orice să bea în cană, poți să vii la mine. Interesant, mi-ar plăcea o cafeluță creeper. Așa-i. Cam da. Dar ai de grijă că poate bubuie. Sper că nu, Foxy. Poate e o casă capcană. Dacă bubuie rămâi fără căsuță. No, sper că nu, sincer că mi-a plăcut. Și eu sper că nu. Mi-a plăcut foarte mult căsuța mea. Da, așa zici? Mi-a plăcut și încă nici nu e gata, atât de mult îmi place. Mamă, deci la vulpiță îi place căsuța înainte să fie gata. Aici ar trebui o ușă, nu? Da, las eventual spațiu pentru ușă. Și vreau să pun după aia ușa și restul. Da, 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 pe astea o să le lași. Eventual o să le pui pe următorul episod. Ia uite ce bine arată. Mamă, asta vine de la distanță. Mamă, ce tare, dar cred că trebuie să mă uit de la tine din pod. Așa-i? Lingura. Ia să vedem de la distanță puțin. Mai vreau să fac și mânerul. Păi da, mai trebuie făcut și mânerul. Ia uite. Wow! Dacă îi pui și mânerul, o să se vadă exact ca o ceașcă de cafea. Da, clar, clar. Trebuie să-i punem și mânerul. Hai să-i punem. Hai cu mânerul, Foxy. Cam la ce distanță să fie? Nu știu, de sus. Vreo două pătrățele de jos, de la al treilea gen. Da, nu știu, nu cred. Cred că o să fie prea mic mânerul după aia. Nu știu, trebuie să vedem. Cred că lăsăm, trebuie să ne gândim. 1, sau ba, nu, hai să vedem așa cu două. Deci vine 1, 2, la al treilea vine. Bam, bam și 1, 2, bam, aici și ar veni, nu? Da, hai să vedem cum o să iasă. Și acum trebuie să iasă așa mult în lateral. Ceva gen de genul, așa. Nu? Da. Poate ajunge? Cred că ajunge așa. Da, ajunge, ajunge, ajunge. Are dita mai mânerul ca în asta, hai să vedem. Poate chiar a exagerat mânerul. Așa zici? Da, hai să vedem. Ia să vedem de aici. Da, e cam exagerat. Am mai mic vrei? Da, mai mic. Stai să vedem atunci, facem așa. Gen, așa, pe următorul. Bam, bam, hai a? Hai să vedem. A, acum altă treabă, acum chiar arată. Ce tare este. Este o ceașcă de cafea. De aici mai trebuie încă un rând. Ca să fie pe mijloc, știi? Și după aia eu zic să ne uităm de la tine din căsuță. Dar știi ce am mai putea face? Ce am mai putea face, Foxy? Vaporii aceia cum ies din cafea. Hai să încercăm să vedem. Hai să-i facem, nu? Ar fi super tare să... Da, stai să vedem dacă merge. Să-mi iasă căldura din cafeluță sau ciocolata. Oh, ce bine arată ciocolata mea! Îți cam place, nu? Da, îmi place. Păi uite așa ceva de genul. Și hai să vedem, să ne gândim. Avem nevoie tot de astea, să zicem. Pentru vapor? Păi da, că trebuie să punem de aici așa, ia uite unde, niște pânză din asta. Ah, ok, pânză. Aia mă gândeam și eu să putem, că am putea folosi. Da, ceva de genul wow, ăsta. Wow, ce mișto o să arate. Eventual chiar puțin mai sus am putea. Da, exact. Să mai fie așa, bun, ok. Păi și acum o să facem în felul ăsta, bam, bam, bam. Ne dăm jos și mai tot punem vreo 3 linii, zic eu. Păi da, ceva de genul ăsta ar veni. Opa, țopa. Dar cum naiba să se spargă astea repede? Mamă, ți se sparg greu, Foxy. Wow. Mamă, și cum una se sparg greu? Oare cu ce ar trebui să le spargem? Nu știu, sincer. Mamă, păi până le spargem așa, ne apucă primăvara. Cineva cu toporul, poate? Să mă duc să aduc un topor? Da, eventual, că văd că nu merge treaba așa. Ia să vedem cu o topor, și că nu știu cu cineva să-i spargă lea. Da, lasă că e topor. E și topor și e și... Unde? Uite aici, în găsuța de apă, și e și lopată. Nu știu că cu toporul sau cu lopata, posibil cu toporul.
dacă nu ne-am gândit la treaba astea. Da, chiar se sparg greu astea. Foarte de, greu. De poianjen, cum se vede de la distanță. De fapt, noi uităm. Imediat. Da, stai așa să vedem unde e toporul. N-ai topor? Uite topor. Topor, stai să luăm și sabie, luăm de toate, că nu știu cu ce se sparge, să zicem, exact. Și o lopată. Dăm cu lopata, dăm cu sabia, dăm cu toate, Foxy. Dăm cu toate, să vedem cu ce putem. Oh, ce mișto arată. Mamă, da, chiar arată bine. Mamă, că-ți vine să bei cafeluță de aici, de la mine, așa? Sincer, da. Ia să vedem așa, bam, bam, bam. Și hai de sus, înapoi. Hai de sus. Top, top. Mamă, ce miște arată, super. Să vedem cu toporișca. Hai că merge cu toporișca, dar nu prea. Încearcă și cu lopata. Cu lopata, ce naiba? Nu știu. Cu ce naiba să-i spargă astea repede? Oh. Nu merge nici cu lopata, cu sabia. Da, ah, cu sabia apare. Sabia? Da, așa se preapare. Bun, păi atunci stai că mai trebuie să mai facem o schemă, am nevoie de pickaxe. Și ia să vedem, Foxy, ce o să iasă, ce zici? Păi, aici la aburi te las pe tine, la da, vapor. Da, mă lași pe mine să-i fac să vedem cu totul, nu? Stylish-ul de vapor să faci tu, să vedem ce-ți iese. Hai să încercăm. Eu zic că m-am cam priceput așa în rest. Așa zici? Da, aici la vapor te cam las pe tine. Hai să vedem atunci, ce o să iasă? Să vedem ce faci tu aici, ce ți iese. Încercăm, facem de toate. Ceva de genul ăsta. Ce mișto arată. Nice, da. Și aici mai vine încă un rând. Eventual. Uite, așa mă gândeam. Să mor pe ăsta. Bam, bam. Și aici punem niște pânză, așa, să arate bine. Mamă, când te rup piciorușele de vulpiță. Sorry, Foxy. Ăla vine spart acolo. Mai este ceva de genul, oare ar veni? Cred că da. Da, cred că o să arate ca și vaporii aceia de căldură. Să vedem. Cam atâta cred. Ia să vedem cum arată de la distanță. Să nu fie nici prea mulți, știi? Uh-huh. Să pară așa ca și cum are și un pic de căldură. Un pic, un picuț așa de la ciocolată, cafeluță, ceiuț. Ia uite, nu ce zici? Mișto! Foarte mișto! Ia să vedem de la distanță. Mamă, ce mișto. Ia uite, arată. Foxy! Uite, am o cană creeper de cafea din care da. Ies aburi. Ia uite ce fain arată. Da, e foarte bine. Mi-a provocat așa o foame uitându-mă la căsuța mea. Și să vedem cum arată de sus. E că mergem la tine aici și ne uităm. Chiar sunt curios. Mamă, ce mișto. Ia uite ce faină e. Foarte mișto. Deci tu când ieși pe geam din corabia ta o să vezi o cană cu cafeluță, un creeper aici și o să zici mamă, de parcă ce-i bie și tu o cafeluță. Da, deci chiar arată ca o ceașcă cu o lingură înăuntru și cu aburi, așa cum ies. Deci, vulpițelor și vulpișorilor, cam acesta a fost episodul. Pe următoarele episoade o să mă amenajez acolo înăuntru și o să vedem ce mai facem eventual pe acolo prin jurul casei mele. Exact. Sper că v-a plăcut. Nu uita să rupeți butonul de like, share și subscribe. Instagram-ul meu foxy.insta, lupudini.insta și noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următorul episod. Pa, pa! Pa, pa!